Luna și am avut o misiune de salvare. Am trecut prin droguri, prin adicții, prin foarte multe dependențe și viața mea s-a schimbat într-un mod extraordinar. Călătoria în Târgul Mureș cu echipa O Biblie Personalizată a fost o experiență cu adevărat binecuvântată și plină de semnificație. Echipa noastră este formată din tineri entuziaști, dornici să împărtășească Cuvântul lui Dumnezeu cu oamenii din Târgul Mureș. În prima zi am participat la un eveniment organizat în citatea medievală a orașului, unde s-a desfășurat un concurs de pictură cu scopul de a evangheliza și propovădui Cuvântul lui Dumnezeu. Am avut ocazia să distribuim Biblii personalizate vizitatorilor și a fost minunat să vedem cât de deschiși au fost oamenii față de mesajul nostru. Fiecare întâlnire a fost o oportunitate de a crea conexiuni autentice și de a împărtăși mesajul iubirii lui Dumnezeu într-un mod personalizat. Prin intermediul Bibliilor personalizate, am reușit să aducem o bucurie imensă în viețile oamenilor, oferindu-le nu doar un exemplar al Cuvântului lui Dumnezeu, ci și un simbol al dragostei și atenției noastre față de fiecare în parte. Am văzut cum inimile oamenilor s-au deschis pe măsură ce le-am oferit aceste Biblii personalizate. Pentru mulți a fost un dar neprețuit și o dovadă că Dumnezeu îi cunoaște și îi iubește pe fiecare în mod personal. Am întâlnit oameni deschiși, cu mărturii extraordinare și oameni care exclamau că numai Dumnezeu v-a putut trimite. Au văzut oameni care căutau prezența lui Dumnezeu și au interesat să audă despre soluția frumoasă, liniștită, curată și morală pe care o aduce Hristos. Fiecare conversație, fiecare zâmbet și fiecare îmbrățișare au adăugat valoare acestei călătorii. Am simțit că suntem instrumente în mâinile lui Dumnezeu, folosiți pentru a aduce speranță și transformare în viețile celor din jur. Experiența noastră în Târgu Mureș ne-a amintit cât de important este slujirea și cât de mare este puterea Cuvântului lui Dumnezeu de a schimba vieți și comunități întregi. Credem cu tărie în puterea Bibliei și de aceea ne-am alăturat mai mulți tineri în această minunată lucrare prin care putem vedea cu ochii noștri cum lucrează Dumnezeu. Continuarea misiunii noastre de a împărtăși Cuvântul lui Dumnezeu, am venit la Biserica Harul pentru a treia zi de slujire, unde am fost întâmpinați cu brațele deschise și cu zâmbete călduroase. Au fost oameni care au venit cu interes și curiozitate să primească o Biblie și să afle mai multe despre mesajul divin. Fiecare exemplar al Bibliei pe care îl oferim este un dar de iubire și compasiune. Fiecare schimb de vorbe și fiecare privire a transmis bucuria și speranța pe care Cuvântul lui Dumnezeu le poate aduce în viața noastră. Ziua noastră de slujire la Biserica Harul a fost plină de binecuvântare și împlinire. Am avut privilegiul de a fi un instrument în mâinile lui Dumnezeu pentru a împărtăși iubirea și speranța sa. În final, am simțit că putem face o diferență în viețile oamenilor și că reușim să aducem speranță și bucurie prin Cuvântul lui Dumnezeu.